A treia a fost cu noroc, este vorba de numărul încercărilor pe care consilierii locali le-au făcut până au decis persoana care va ocupa postul de viceprimar al Făgărașului. Consilierii locali s-au întâlnit în cadrul unei ședințe extraordinare convocată ieri la ora 17. Pe ordinea de zi au fost două puncte, iar unul dintre acestea se referea la alegerea viceprimarului, iar celălalt a fost retras de pe ordinea de zi. Așadar, după un an de la alegerile locale, echipa de conducere din fruntea primăriei Făgăraș a fost completată aseară cu numele viceprimarului. Însă nu înainte ca un făgărășan să dorească să adreseze câteva cuvinte consilierilor. De un an de zile avem o situație, cred că, fără precedent în România, nu știu dacă mai sunt municipii fără viceprimar, fără administrator, am săpat tot internetul. Dați-mi voie să termin și după aceea puteți să completa. Și aș vrea să vă întreb, dacă vreți să răspundeți, am observat și la ședințele trecute, răspunde mai cine vrea, cum vrea, aici fiecare, probabil v-ați format pe tabere, nu știu cum funcționați dumneavoastră cam dată, dar situația asta de criză persistă și aș vrea să se termine astăzi. Cred că vă doriți același lucru. Aș vrea să duceți proiectul, fără penal din funcții publice, știu că e vorba de persoane condamnate, deci cu hotărâri definitive. Deci știți. Dar știu. Dar vreau să mă întreb dacă este moral ca o persoană cercetată de DNA să fie în continuare consiliul local și să-și dorească să preia din atribuțiile actualului primar, indiferent cine ar fi primarul. Domnul Stucaciu, domnul Plonț, oricine ar fi. Este moral ca o persoană care, în trecut, a avut probleme cu legea, poate și acum are, să-și dorească să ajungă să conducă municipiul Făgăraș? Lucian Cupu, Cristina Paicu, Corina Polmolea și Magda Cențiu au dorit să ia cuvântul și să adauge câteva aspecte la ceea ce a spus făgărășanul Andrei Cârliceanu. Am dreptul la prezumția de nevinovăție, cazierul meu este alt, nu am niciun proces cu DNA. Am fost chemat o singură dată, în momentul în care nici măcar o declarație nu mi s-a cerut și sunt suspect că aș fi făcut ceva. Punct. Nimic altceva. Declarațiile integrale ale consilierilor care au luat cuvântul, dar și ale făgărășanului, le puteți urmări pe pagina de socializare a primăriei Făgăraș. După aceste discuții, ședința a fost deschisă. A fost o singură propunere făcută de consilierul local Butunoiu Nicolae, care l-a propus pentru funcția de viceprimar pe Cosmin Știrbu de la PSD. În urma votului Cosmin Știrbu a obținut 10 voturi pentru, 4 împotrivă și 5 nule. Așadar, noul viceprimar al Făgărașului este Cosmin Știrbu, în vârstă de 36 de ani, de la Partidul Social Democrat. Deci au rezultat în urma votului 10 voturi pentru, 4 voturi nu și 5 voturi nule. În aceste condiții, domnul Știrbu a fost ales cu 10 voturi, majoritate, și îl felicităm pentru că a primit votul. Colegilor. Am 36 de ani, locuiesc în Făgăraș, conduc o mică afacere aici. Am intrat în Consiliul Local cu gândul de a ajuta comunitatea făgărășană, eu locuind într-un cartier la periferia orașului. Am mai avut discuții, am mai avut negocieri, s-a încercat în trecut. După cum știți, eu am obținut 9 voturi, contracandidatul meu a obținut 8 și se pare că după un an de zile am reușit să ne punem la masă și să ajungem la un consens cu toții. Este o zi specială pentru mine, este o zi specială pentru întreaga mea carieră politică. Sper să decurgă într-un mod și pe făgărășeni. Împreună cu Consiliul, cu tot Consiliul, cei 18 consilieri, și primarul și, bineînțeles, aparatul primarului. Din 2016. Nu, am fost la început în ALDE, pe urmă, când am mai crescut, am mai învățat ce este politica, mi-am dat seama, am avut îndrumări, am ajuns la PSD, fiind președinte la tineretul la TSD Făgăraș.
Consilierii în seara aceasta s-au înțeles asupra unei persoane pe care au și votat-o ca viceprimar. Eu cred că în următoarea perioadă lucrurile se vor debloca și îi rog încă o dată, așa cum i-am rugat și în ședință, ca ei să se mobilizeze pentru a continua proiectele de dezvoltare în municipiul Făgăraș, să se mobilizeze, așa cum a spus și un invitat din partea societății civile, astăzi pentru a munci pentru comunitate. Să lasă deoparte orgoliile, să lasă deoparte acțiunile politice și să ne facem politica locală aici între noi și să fie, de fapt, o conlucrare între executiv și legislativ. Nu cum cred unii din Consiliul Local că trebuie echilibrate puterile în municipiul Făgăraș, legislativul să fie o putere și executivul o putere, ci să conlucreze în sensul dezvoltării municipiului Făgăraș. Cosmin Știrbu este căsătorit și are un băiețel de 2 ani.